Această înregistrare se ocupă cu o hârtie pe care am scris cele patru cărți publicate, cele cinci cărți publicate în mine. Dacă nu s-o copii, crucea de cetine care a fost o revistă. În 2017 și cărțile sunt din 2004 până în 2016. Avem 2004 prima, 2011 a doua, 2015 a treia și a patra și 2016 a cincea. Am tot gândit în timp ce înseamnă numărul ăsta pentru tata. De ce 5? Și mă gândisem că acum mai mult timp, că înseamnă, dar nu prea deschidă. Am zis că înseamnă Pentateucului Moise. Dar acum nu stăteam așa liniștit pentru că am făcut ori. Mai venit în minte multe alte sensuri. Tatăl meu are minte de mag nou testamentar, iranian, persan. Și numai Dumnezeu știe ce se petrece în mintea lui. Aici le voi spune și pe cealaltă. Păi, de exemplu, alte sensuri. Înghețata 5, care era în anul 80. Este interesant că eu am mâncat înghețata 5 când aveam 5 ani în 1987 la Brașov, la Brădet, cabana Brădet. Am cumpărat o carte postală cu cabana, l-am amintit. Am întrebat pe cineva care am văzut acolo și după aceea când am văzut cartea postală am recunoscut loc. După aceea, alt sens, avem, deci, 5 și tata ne-a făcut o maflatată astea, 500, într-un sens, ca să spunem, inicianismul meu, la fel, dar care este contrabalansat de muntenism și de adelenism. După aceea, de litovoi și bărbați. Dar ce vreau să vă spun mai departe este că avem și mașini simple, deci pe Enescu, George Enescu, Zuca. Și după aia avem cei patru mari psihologi, cei patru mari clasici ai psihologiei și psihiatriei la care tata mă adaugă. Bine, nu o să recunoască niciodată lucrurile astea, dar se înseamnă. Și avem Freud, Sigmund Freud, Fromm, Solomon, noțiune posibilă, pot spune noțiune. Acum e patru aia Freud. După aceea avem Adler, alte date, psihologia individuală. Canonde și Adler, nu știu. După aceea avem mamă de lumină 2015 este Jung, te-a citat pe Jung cu mine, carte cumpărată de mine. După aceea, momentul în care Dumnezeu există este logopedia lui Victor Frankl, care și-a reschis cartea în Auschwitz. Și ultima, când vin, sunt eu și toaia care m-a surat tata care a lucrat pe carte. Și alte sensuri, nu mai știu, acum nu mai știu.
Este în cele 5 cărți ale lui Moise, din Cărtate Uctar. Eu așa am fost învățat la biserica la protestantă baptistă, că Moise a scris, lui este atribuit și eu. Aici saga pe care mă gândesc să lucrez în 3 volume, dacă să trăiesc. Și după aceea, după moartea mea, cineva să scrie volumul al 4-lea. Deci am scris din 99 până în 2020 primul volum, în 2020 până în 2040 al doilea volum, în 2040 până în 2060 dacă apuc, va fi al treilea volum, care o să le bag toată aceeași carte, frate mare. Și este proză, saga, autobiografie. Și dacă apuc, să public. Și dacă vreau să mor cineva, nu știu cine, va scrie ce s-a întâmplat după ce am plecat. Nu, cam asta, nu știu. Vedeți că sunt multe sensuri. Sunt multe sensuri la... Poate să simbolizeze, de exemplu, și plantele palmate la frunze. Arțarul, nu le prea știu eu, se pare că și frunza de tei palmată, dar poate nu mă înșel. Nu, e multă sănătate, mai și curcă.